totdeauna. Astăzi în catedrală mai sunt doar mormintele a patru dintre patriarhii României: Miron Cristean, Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și Teoctista Răpașu. Patriarhul Iustinian Marina a dorit să-și afle odihna veșnică la mănăstirea Radu Vodă din București. Grea a fost misiunea bisericii în perioada ateia comunismului. Privind înapoi, înțelege însă de câtă dârzenie și credință a dat dovadă pentru a păstra vie lumina ortodoxiei. Un pictor cunoscut în epocă, Vasile Rudeanu, care pictase și la Biserica Sfântul Elefterie Nou, a realizat tabloul votiv al patriarhului Iustinian, care a completat galeria portretelor votive din catedrala noastră, care îi are reprezentați pe Constantin Serban Voievod, Bălașa Doamna și fica lor Bălașa, pe Radu Leon Voievod, Luchia Doamna și fiul lor Ștefan, pe mitropoliții Ștefan, Teodosie și ceilalți ierarhi importanți care au însemnat istoria acestui monument de seamă al bucureștilor. Pe o placă de marmură de Nabrațino, cu un basorelief ornament reprezentându-l pe dreptul judecător, s-a scris în relief, sub forma unei pisani, pomelnicul mitropoliților Ungro-Vlahiei care s-au succedat în decurs de peste 6 veacuri. Între monumentele de pe dealul Patriarhiei, Palatul Reședinței, cu paraclisul alipit de el, ocupă un loc aparte, nu doar pentru că este de secole locuința mitropoliților și patriarhilor țării, dar și pentru că, în decursul timpului, a avut un rol important în desfășurarea istoriei noastre. Aici se întrunește și în prezent Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.